Ne-am întors la lumea nevăzută alături de invitatul meu special, domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Am rămas la iubire, care cred că este cea mai importantă formă. Da, exact așa. Toți spun că au primit o asemenea energie de iubire încât zice niciodată pe pământ, oricât ai fi de îndrăgostit, de pasionat, nu poți să ai acest sentiment atât de puternic pe care îl ai în fața ființei de lumină. Până la urmă, este de înțeles că Dumnezeu înseamnă iubire. Am stat și m-am... Deci, prima oară eu credeam că dacă există un Dumnezeu și avem argumente, acel trebuie să fie, în primul rând, caracterizat prin o extraordinară capacitate de cunoaștere, cogniție. Pentru că altfel nu poți să înțelegi cum s-a făcut un imens univers decât dintr-o minte formidabilă. Dar după aceea am sesizat că nu. Noi funcționăm pe două registre. Pe registru cognitiv, rațional, și pe registrul afectiv, sentiment. Și atunci am înțeles că da, Dumnezeu avea știința, avea logosul care a făcut universul, dar pe noi ne-a făcut din iubire. Altfel, dacă nu ne-ar fi iubit, nu ne-ar fi făcut. Iar scopul nostru aici este cunoașterea și iubirea, spuneați exact, dumneavoastră. Exact, așa. Adică asta mi se pare formidabil. Altceva, oamenii care se întorc de acolo, se întorc extraordinar, cu un nivel extraordinar de spiritualizare. Mi-aduc aminte de o pacientă care a fost supusă, mă rog, acestor studii. Spunea, când am revenit, îmi venea să iau în brațe pe fiecare om care îl întâlneam și să-i spun, fratele meu, sora mea. Pentru că acolo am văzut că noi suntem frați, toți. Asta este un lucru, aici toți ne vedem ca dușmani, nu ne suportăm, ne respingem și iată unde suntem. O realitate e că acolo de unde venim și unde ne întoarcem, este o lume a iubirii, o lume a frăției. Unde suntem toți conectați. Este o interconexiune. Ori fizica cuantică spune, în mod foarte greșit, noi suntem tributari, să ne înțelegem. Suntem tributari unei gândiri vechi de cel puțin 160 de ani. La jumătatea secolului 19, majoritatea științelor erau aproape conturate. Rămăsese un singur lucru nelămurit. De unde vine omul? Religia aceea de la Dumnezeu, știința, nu vrea pe Dumnezeu. Vrea să vadă unde. Și vine Darwin în 1859, coordina speciilor, și zice, gata, am găsit, vin de maimuțe, de primate, mă rog. Când zice maimuțe, nu-s maimuțele astea care vedem noi. Cred că au fost alte primate. Și din clipa aia, ateismul a zis, răspund la toate întrebările, am scăpat de Dumnezeu, suntem noi singuri stăpâni ai omenirii. Ei, uite că nu. Iată că nu, că avem o mie de alte argumente prin care, unul dintre argumente. Păi așa zice știința, că atomii din care suntem compuși, asta nu mai putem nega că suntem compuși din atom, nu? Atomii formează molecule, molecule, proteine, carne și ce suntem noi. E bun, păi se spune științific că atomul nu e cald, nu e rece, nu iubește, nu e drăgostos, nimic. E o materie invizibilă. Și spunem că materia evoluează, dar e moartă. Păi morții nu mai pot evolua. E o contradicție ce spunem științific. A doua, dacă evoluează și evoluează prin întâmplare, că totul este întâmplare, atunci nu mai e evoluție, că evoluția înseamnă o ascensiune continuă, nu? Asta înseamnă evoluție. Dacă e întâmplare, asta înseamnă că mergi și înainte și înapoi. De pildă, un cuplu de, hai să zicem așa, că un cuplu de maimuțe l-a făcut pe om. Oamenii fac oameni, dar din întâmplare s-ar putea să facă din nou o maimuță. Dar s-a întâmplat vreodată lucrul ăsta? Nu. Deci, discutăm în termen de contradicție. Că dacă spunem că atomii nu sunt vii, n-au sentimente, n-au rațiune, atunci noi suntem compuși din materie care nu-l gândește și totuși noi gândim de unde vine gândirea, de unde vine viața noastră psihică, pentru că mai degrabă sunt înclinat să cred că noi suntem după calitățile divinității, a creatorului, când mă gândesc la capacitatea noastră rațională și la viața noastră psihică, decât să reduc totul la atomi. Pentru că dacă reduc la atomi, reduc la ceea ce nu există. Orice efect poartă în sine caracterul cauzei. Dacă noi suntem ființe care gândim și raționăm, înseamnă cauza noastră primă conținea în ea aceste calități. Altfel n-am logică. Nu mă explic. Mă rog, se poate gândi și altfel. Mă exprim. Apropo, spuneați dumneavoastră că conștiința noastră poate crea ordine sau haos în univers. Evident, noi conștiința discutăm.
mai am încă ceva spirit. Toate țineți întrebarea asta, că mi se pare interesantă. Hai să vă dau un exemplu de un om. Era doi vecini. Un profesor universitar și un om care muncea foarte mult, făcuse ceva avere, dar era foarte așa nemulțumit că vecinul lui, profesor universitar, pleca dimineață cu geantă, diplomat, cu cravată, cu costum, și el îmbrăcat așa ca om pentru muncă, zice, uite, eu muncesc pentru paraziții ăștia. Și are o moarte clinică. Și acolo vede adevărul de dincolo. Și când se întoarce, omul spune, soției, dragă, să știi că ăsta e un parazit, e foarte necesar. Și s-a apucat omul să citească pe cazul soției, că el nu citise niciodată. Adică, vreau să spun că oamenii au venit cu o transformare spirituală extraordinară și s-au făcut studii la distanță de momentul când a avut moartea clinică cineva și această concepție, conștiință a spiritualizării, a spiritualității, această cunoaștere a originilor a rămas absolut aceeași. Deci, venim de acolo, vindecați, venim de acolo cu altă minte, o altă gândire, altă conștiință. Venim, cu alte cuvinte, dintr-o dimensiune spirituală. Și dacă e spirituală, înseamnă că obligația noastră ca ființe este aceea de a face efort să spiritualizăm. Mi-a spus o întrebare extraordinară. Vreau să vă spun că este ceva extraordinar în clipa de față. Normal, toți ne gândim la ce se întâmplă în lumea astăzi și nu e un lucru simplu. Dar iată ce argumente avem prin care noi am putea să schimbăm lumea. Cam din 2000 încoace, mai înseația e Orientul, știu asta de mult, dar științific s-a demonstrat că începând din 2000 încoace, că gândurile noastre, care sunt exprimate în cuvinte, în idei, emoții, sentimente și atenție, comportament. Deci noi suntem cum gândim. Gândim în funcție de ceea ce știm. Ne comportăm în funcție de ceea ce cunoaștem. Da? Ai o educație, mergi pe stradă, ai învățat cum să te comporți. Asta înseamnă că știința ta, educația ta are minimum. Cu atât, cu cât știi mai mult, evident că comportamentul tău va fi altul. Iată că se zice următorul lucru. Creierul însuși face o diferență între cuvintele, ideile, sentimentele și comportamentele care au o semnificație pozitivă, cum am spune noi, o semantică pozitivă. Adică înseamnă ce înseamnă pozitiv pentru corp? Înseamnă o chimie care este favorabilă sănătății noastre, stării noastre de pace, de bucurie, de liniște, etc. Ce înseamnă o conotație sau semnificație negativă? Păi astea sunt, să spunem pozitiv întâi, vorbim de iubire, de acceptarea semenilor, de generozitate, de bunătate, de adevăr, de conduită normală, etică, morală. Adică nu fă rău celuilalt, nu-l stigmatiza, nu-l batjocori, nu-l agresa, nu-l violenta. Aceste toate și nu-l urâ. În momentul în care noi gândim, atenție, până nu de mult se credea că cuvintele, gândurile nu sunt decât emisii abstracte al unui substrat concret, material, creierul. Ori în clipa de față știm că cuvintele, că gândurile care se traduc în ceea ce am comentat, să nu mă repet, nu sunt simple emanații abstracte, ci sunt câmpuri de energie. Această energie este cea care dă finalitate semanticii gândului meu sau sensului gândului meu. Deci dacă eu gândesc frumos și am emoții pozitive, deci toate astea sunt energie, cu cât cuvintele au un sens semantică mai favorabilă, mai aproape de bine, cu atât frecvența lor este mai înaltă. Asta înseamnă emoții cu frecvență înaltă. Frecvența exprimă informație. Informația este cea care se transformă în mesageri chimici, ajunge la ADN-ul și ADN-ul fabrică propria noastră carne, proteine, în sensul binelui, dacă gândirea noastră, acțiunile noastre, comportamentul nostru este unul pozitiv sau în sensul răului. Japonezii spun, oamenii cu fața deschisă sunt oameni buni, gândesc frumos. Oamenii cu fața închisă sunt oameni care gândesc nu frumos. Deci se vede pe fața noastră ce gândim. Doi, știm din 2000 încoace, grație faptului că dispunem de aparatură cu care putem să observăm lucrul ăsta, se cheamă rezonanță magnetică funcțională, că în momentul în care gândim frumos, creierul prelucrează această informație în zona prefrontală, asta înseamnă pre, imediat după frunte. Stângă, prevalent, poate să se întâmple și invers, dar nu toți suntem dreptați. Iar tot ceea ce are conotație negativă se
lucrează în area prefrontală dreaptă. Altfel spus, îi spui unei femei, ești frumoasă, atunci creierul ei stâng, imediat la aparat vezi că s-a activat o zonă, un centru din zona frontală stângă. Îi spui, nu ești frumoasă, sau ești rea, sau mai știu eu ce. Se activează o zonă din creierul prefrontal drept, dar atenție, cu o viteză de 4 ori mai lent. Este ca și cum creierul refuză cuvintele care nu îl onorează pe om. De asta înțelegeți că biologia noastră e în acord cu societatea și în acord, de fapt, cu știința Universului. Cine gândea până acum că sunt cuvinte care plac Universului și care nu plac? Ce înseamnă când gândim negativ? Dacă suntem energie, dacă cuvintul nostru e energie, atunci are un aspect fizic. Iată unul din mentorii fizicii cuantice, Werner Heisenberg, care spune, cel mai neînsemnat gând al nostru se propagă până în cel mai îndepărtat punct din Univers. Deci în momentul când eu gândesc negativ, emit un câmp de energie negativă. Și se întâmplă următoare lucru. Toate creierele care emit pe aceeași lungime de undă, o reflectă. Toate o iau și o reflectă. Deci dacă noi gândim, ne întrebăm atunci de ce lumea este cum este. Deasupra noastră sunt nori negri. Norii negri sunt expresia gândurilor negative, al agresivității, al violenței. Și vedeți ce se întâmplă în lume? Spuneam, gândul negativ înseamnă, câmp negativ înseamnă distorsionarea funcțională a Universului. Adică facem rău pur și simplu Universului. Asta înseamnă pentru mine că este o reciprocitate. Creator sau inteligență cosmică sau conștiință cosmică, cum vreți să-i spuneți, creație, minte umană. Universul însuși are nevoie ca noi să gândim frumos, curat, pentru a nu-l perturba. Pentru că gândurile noastre înseamnă reflectarea asupra noastră a tuturor relelor care ne pasc. Este singura modalitate, Doamnă, ca oamenii să se schimbe. Dacă nu ne schimbăm, am spus, e ceasul al 12-lea și nu știu dacă pe al 13-lea apucăm. Nu vreau să fiu fatalist, nu vreau să sperii pe nimeni. Dar cred că este foarte necesar să învățăm ceva din știința de ultimă vreme. Eu n-am creat nimic. Nu eu sunt creator lucruri, ceea ce spun eu, nu eu le inventez. Sunt lecturi. Ba chiar dacă ciudată ne va mai lăsa să ținem conferințe, vreau să țin o conferință pe tema asta, pentru că mi se pare că este extrem de interesant. Am trimis la ziarul Argeș un material exact pe tema asta și sper că cartea să apară în toamnă, în care spun răspicat că dacă noi învățăm să cultivăm gânduri, idei frumoase, care au o frecvență înaltă și emoții pozitive, noi avem șansa să supraviețuim, să mergem mai departe, pentru că frecvența noastră va crește deasupra factorilor nocivi din mediu care ne atacă. Dacă frecvența mea e deasupra, deci cu alte cuvinte, dacă forța mea e mai mare, atunci el nu mai mă învinge. Dacă sunt sub, mă învinge. Și am spus, deocamdată, frecvența, inteligența virusului e deasupra celui umane. Pentru că el încă domină, nu noi. Asta înseamnă că trebuie să ne spiritualizăm. Asta înseamnă a te spiritualiza. Să-ți reflectezi originea, ce înseamnă viața, să-ți reflectezi originea ta spirituală și să respecti legile lui. Păi cele patru legi fundamentale. Care lege să o respectăm? Sunt patru legi fundamentale. Nu le-a făcut omul. Nici marele Newton, nici marele Einstein, nimeni. Le-a făcut cineva. Cine o fi ăsta cineva? Un anonim, nu? Bun. Hai să luăm anonim. Nu ne place, te-am de Dumnezeu. Putem să folosim oricare altul. Păi legea gravitației, că de-aia suntem în picioare și nu suntem invers, că pe lună nu poți să fii în picioare. Bun. Legea gravitației. Legea câmpului electromagnetic. Prin ce comunicăm? Noi vorbim acum și se răspândește într-o imensitate de populație sau poate am vorbit și internațional. Prin ce? Ce purtător e? Păi asta e unda, câmpul electromagnetic. N-am făcut-o eu. Și mai sunt forțele tari și forțele slabe de la nivelul nucleului atomic. Care dacă n-ar fi constante de când a început Universul și până acum de 14 miliarde de ani aproximativ, atunci Universul, dacă s-ar dezlănțui aceste forțe de nucleu atomic, ar deveni o bombă atomică, tot Universul. Și nu se întâmplă, pentru că acolo este menținut un raport extraordinar de riguros, de exact. Aceste constante riguroase au guvernat și determină, și de aceste constante depinde viața noastră. Noi n-am fi existat dacă aceste constante n-ar fi. Este o rațiune în ele? A permis asta apariția vieții? Păi cine o fi cu rațiunea asta? Că nici eu, nici dumneavoastră nu ne-am făcut. L-o fi făcut cineva de dincolo de noi, nu? Haideți să dăm puțin să ne explicați asemănarea și diferența între religie și spiritualitate. Pentru că există confuzie între cele două zone. Deci religia, din păcate, are limitări. Și conceptuale și umane.
Adică cel care nu e de religie, de religia mea, nu este agreat de către noi, ceea ce este o aberație. Există un singur Dumnezeu, există o singură sursă rațională de univers și noi ar trebui să ne raportăm la această sursă, nu neapărat. Acum, sigur că da, fiecare religie a avut rolul ei, citeam despre religia noastră ortodoxă care a avut rol în faptul că noi ne-am constituit ca ființă națională. Deci nu putem nega aceste lucruri. Omul simplu nu citește ce am citit eu și nu e capabil, neavând școala necesară, instrucția necesară, să gândească în termenii mei. El are religia de partea lui și foarte bine. Asta am spus eu deseori, religia l-a întors pe om pe drumul spre crimă și atâtea alte lucruri. E indubitabil că a avut un rol civilizator. Este a nega asta. A mai spus un lucru. Religia a ținut loc de lege și știință în vremuri fără lege și știință. Nu exista lege că nu era justiție. Și atunci, omul, ca să nu facă rost, teme-te de Dumnezeu, știință. Păi toate dietele din lumea întreagă, din toate universitățile, recomandă, între altele, ce să mâncăm? Și postul. Păi postul a fost pus sub interdicție religioasă la o vreme și acum îl punem pur și simplu ca necesitate științifică. Era religia, greșea religia când recomanda postul? Iată că nu. Deci, realmente, a ținut legi, loc de lege și știință. Deci nu putem să o negăm așa, gata, nu mai ne interesează legea că suntem noi mari lumii. Spiritualitatea este cea care se referă mai degrabă la sursa divină. Nu face această diferențiere între un cult și altul. Nu ignoră știința. Să ne gândim că religia, dar din timpul a făcut multe rele cu Inchiziția. Câți oameni au suferit, au fost arși pe rug pentru că nu erau de acord cu religia. Ceea ce n-a fost... Nu scrie nicăieri că în numele Lui Dumnezeu trebuie să ucidem pe alți oameni. E adevărat, nu religia, cultul ortodox a făcut lucrul ăsta, ce s-a întâmplat în religia catolică, începând până la 1200, și se pare că ultima ardere a fost până la 1750 și ceva, la Târgu Mureș. Că pe vremea Târgu Mureș nu se ia de România. Era această furie a vrăjitoarelor. Unei s-a părut că o femeie care îl dădea ceaiuri pentru sănătate avea el furie pe ea și atunci nu era suficient, nu trebuia să demonstrezi, doar să spui. Și lucrurile exact s-au petrecut în tomea. Și avem o mărturie, s-a scris o carte de Doina Mihalcea în care povestește exact acest lucru, povestit cuvânt cu cuvânt de către cel care îngrijea cu lumânările la biserică. Și ne-a rămas ca mărturie foarte interesantă, iată, din țara românească. Deci, spiritualitatea include știința, explicăm fenomenul științific, nu o respinge, nu are discriminare de cult. Nu exclude religia. Nu exclude ideea de rațiune universală. Deci, în sensul ăsta, am spus că avem nevoie de o nouă spiritualitate. Nu respingem religia. Sunt oameni care nu se înțeleagă lucrurile astea, nu bat capul cu știința. Religia e utilă. Dar am mai spus ceva. După 2000 de ani, putem noi să ignorăm toate achizițiile științei? Toate progresele de știință? Nu cumva ar fi nevoie și de asta? Adică, să includem multe aturi ale științei, nu să le ignorăm. Pentru că, vrând nevrând, trăim în lumea asta și vin tinerii care învață niște lucruri și e trebuie să împace unele cu altele. Trebuie să le înțelegi bine. Eu, unul, pot să împac foarte bine conceptele religiei cu conceptele științei pentru că înțeleg lucrurile astea. Dar cred că efortul ăsta va trebui să-l facă și cei care sunt în cultul ăsta, care au obligația asta. Vă invit să mai luăm o scurtă pauză și revenim. Ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți alături de noi.